Baloane, flori, ținute de seară, emoții, muzică și lacrimi, toate acestea au fost prezente la petrecerea care a marcat absolvirea liceului Pușkin. Deși încă nu se cunosc rezultatele examenului de bacalaureat, tradițional cei mai buni absolvenți sunt primii care își primesc diplomele. În acest an ei au fost Igor Pistol și Natalia Nichita. Igor Pistol s-a învrednicit și de premiul anual Pușkin, înmânat de către președintele comunității rusești, Victoria Dobrovolskaya. La festivitatea de absolvire s-au înmânat multe diplome din partea Direcției de Învățământ și Primăriei Locale pentru implicarea în activitățile sportive și culturale din raion. Cei prezenți le-au dat unele povețe și le-au urat drum bun în viață. Sunt sigur că în viață veți fi cu adevărat învingători și personalități, pentru că ați absolvit unul dintre cele mai bune licee din raion, Liceul Teoretic Pușkin. Să aveți un viitor de succes, să vă alegeți o profesie care cu adevărat să vă placă și niciodată să nu uitați de această școală în care ați făcut primele studii. Etalându-și ținutele în această seară și simțindu-se în centrul atenției, elevii de ieri cu un sentiment de mândrie prindeau asupra lor privirile oaspeților încântați. Ei au meritat această atenție, deoarece fiecare și-a ales ținuta minuțios. Când mi-am ales stilul, am ținut cont ca să fiu și firească, dar totuși să fiu și remarcată, pentru că această zi să fie o amintire frumoasă pentru mine și pentru cei care au venit astăzi să mă felicite. Deși puțin dintre absolvenți intenționează să-și creeze un viitor în Basarabeasca, pentru totdeauna le vor rămâne în memorie anii de liceu. Ne va fi dor de această școală. Pentru noi, profesorii, ne-au devenit apropiați, ca niște părinți. Ne va fi dor și de colegi. Am mari emoții, o să-mi fie dor de școală. Sper ca peste câțiva ani să ne întâlnim cu toții, cu toată clasa împreună și ne vom aminti de acești ani de liceu. Sigur că este și un sentiment de nostalgie, dar și de bucurie, de mulțumire pentru munca profesorilor noștri. Și pedagogii au încercat mari emoții când și-au luat rămas bun de la absolvenți. Avem emoții deosebite pentru că sunt copiii noștri care pleacă și cu care s-a muncit enorm. Totodată este și un sentiment de bucurie pentru că noi știm că sunt niște oameni cu demnitate care își vor asuma o viață demnă. Am avut o mare plăcere să lucrez cu acești copii care sunt bravo, sunt organizați, disciplinați. Mă înțelegeau chiar și din priviri. Astăzi vreau să le doresc pur și simplu noroc în viață, pentru că acești copii îl merită. Ar fi păcat dacă n-ar reuși. Cu un sentiment de bucurie și mândrie, părinții și-au felicitat odraslele cu ocazia încheierii studiilor liceale. Sigur că este și un moment de tristețe, pentru că acești 12 ani au trecut foarte repede, dar mai mult este un sentiment de fericire, căci s-a terminat o etapă din viața ei și aș dori ca mai departe să meargă cu încredere, ca tot ce și-a propus să reușească. Valsul la care absolvenții și-au invitat părinții a fost un moment înduioșător al serii. Звонок, прощаться не хочет.